Partea mișto la acest videoclip este că s-ar putea să descoperi ceva nou. Într-o generație plină de minciuni, se pare că te-ai pierdut și nu mai știi care este adevărul. Dragilor, sunt încântat să vă prezint 5 semne că aparține străzii. Las-o acolo, las-o să o mănânce lupii. Primul este că vrea ieșiri cu fetele în club. Hai să ne gândim puțin cam cât de penal poate să arate treaba asta și să sune când ne gândim la o femeie care poate are o anumită vârstă. Că dacă auzi asta de la o tipă de vreo 22 de ani, bro, ar avea sens. Dar dacă auzi asta de la o femeie de 30-35 de ani, cu cât e mai în vârstă, cu atât e mai penibilă treaba. Hai să explic o chestie. Cam când voiai tu să-ți o arzi non-stop prin cluburi? Când erai prin liceu, nu? Cam atunci ce descopereai și tu ce înseamnă să mergi să dansezi acolo pe scenă. Dar lăsând asta la o parte, poate ești un bărbat single în momentul ăsta, poate ai 25-28 de ani, normal că o să te duci în club pentru că vrei să-ți găsești pe cineva, poate vrei să faci sex și așa mai departe. Îți reamintesc că tu ești un bărbat, nu ești o femeie, da? Nu-ți vinde niciodată povestea că tu te duci în club să dansezi, bro, eu nu m-am dus niciodată în club să dansezi și nu spun că tu trebuie să fii ca mine sau că o gândești ca mine, spun că la majoritatea bărbaților la care mă uitam eu în club, majoritatea voiau să pună mâna pe un funduleț și atunci majoritatea se alcoolizau ca să aibă tupeu să pună mâna pe funduleț, să meargă la tipa aia să-i spună ceva. N-am văzut niciun bărbat care voia pe acolo să danseze. Asta e o generație de panseruțe care vrea să se mintă. Și atunci, mergând pe același principiu, ok, femeia, da, nu acționează ca un bărbat, ea vrea, poate să danseze și așa mai departe, da? Dar femeia e o creatură emoțională, ea de fapt vânează niște emoții acolo, dansul ăla îi creează o relaxare sau cine știe ce validare, îi creează ceva. Ulterior, treaba asta combinată cu alcool, alcoolul te face să-ți pierzi mințile și orice logică, putem ști unde duce seara. Ideea nu e despre ce face ea în club sau nu, ideea este că relaționarea este la final de zi o decizie. Un om a decis că vrea să fie într-o relație sau un om și-a dat seama că ok, e timpul să meargă pe ideea de casă, de familie și așa mai departe. Ce spune asta despre ea? Faptul că ea vrea să iasă cu fetele în club. Îți pare ție o femeie care vrea să-și respecte bărbatul sau familia? Cu atât mai degradant dacă femeia asta are un copil sau voi doi aveți un copil împreună, iar ea vrea să fie în club să-și spargă creierii exact ca atunci când era în liceu. Da? O să fii manipulat și o să ți se spună că treaba asta e ceva de control freak și așa mai departe. Că ești un bărbat care dorești control. Păi foarte bine, bro, că ești un bărbat care dorești control, pentru că uite ce mama dracului se întâmplă în generația asta lipsită de control. Vrei să ai control asupra emoțiilor tale, asupra stărilor tale, asupra acțiunilor tale. Pentru că dacă n-ai avea control, ai ucide oameni în stradă, ai face toate lucrurile frumoase care se petrec astăzi. Dai în felul următor. Dacă auzi că vrea ieși cu fetele în club, în primul rând, nu încuia ușa, nu, înainte să porți o discuție cu ea, în care îi spui ce dorește ea să obțină cu treaba asta, cum vede ea situația, pentru că tu acolo, de fapt, observi că voi nu împărțiți aceleași valori. Da, tu poate ai avut o femeie căreia îi suna bine ideea de relație, de casă, de familie, dar a descoperit că nu-i chiar așa și revine la tabieturile ei de liceancă. Tu ai o femeie care nu s-a maturizat acolo sau care e foarte matură, dar nu vrea să vorbească un adevăr, cum ar fi faptul că poate ai început să o plictisești sau își analizează opțiunile sau mai știu eu ce. Ai nevoie de o discuție matură, unde ca un adult ea îți poate răspunde la ceea ce dorești să afli în termen de valori sau ce obține ea prin ieșirea în club sau ce dorește acolo, ca să vedeți dacă valorile voastre, repet, sunt aliniate, sunt congruente. Iar dacă nu, s-ar putea să fie cazul să pleci, este atât de simplu. Pentru că nu vrei să începi acum să manipulezi femeia respectivă și te chinui tu să o schimbi și așa mai departe. Un bărbat echilibrat psihic înțelege că pur și simplu are o persoană total diferită în fața sa și timpul să își vadă de drum, pentru că valorile nu sunt congruente. Dacă îți place ce auzi până aici, dă-i un like videoclipului, na naiba, n-are cum să nu-ți placă, pentru că tocmai găsești normalitatea și înțelegi că n-ai fost nebun cum societatea te făcea să crezi. Și dacă îți place într-adevăr atât de mult, poate vii la un coaching să lucrăm împreună, să-ți scrii frumos pe hârtie ce e normal și ce nu și să începi să te ajut să începi să găsești femeia pe care tu o cauți, pentru că femeia devine ulterior o reflexie a ta. Iar dacă ai găsit o femeie care nu e echilibrată psihic,
s-ar putea să fie ceva ce nu merge în tine, motiv pentru care tind să găsești problemele în loc să găsești ceva frumos. Așa că poate vii la un coaching, poate arunci o privire pe cărțile astea, nu știu, poate devii membru la canalul ăsta, că noi aici în clipurile publice îți cam explicăm niște chestii pe care le poți observa, dar dacă vrei tehnici și ce să faci concret, asta găsești în videoclipurile private. Ai în jur de 200 și ceva de videoclipuri private pe acest canal când devii membru în secțiunea asistență sau acces clipuri. La secțiunea asistență ai parte de ceva care seamănă foarte mult cu coaching, îți recomand să dai o încercare. Bro, dacă nu iese în club, probabil faci următorul lucru vorbind despre al doilea semn și anume practică capcane de însetare sexuală. Te întreb din nou, o femeie echilibrată emoțional, psihic, face așa ceva? Nu. O femeie care practică capcane de însătare sexuală nu este o femeie pe care tu o vrei în viața ta. Ce sunt aceste capcane de însătare sexuală? Păi, apropouri stupide care nu duc la nimic. Îmbrăcăminte foarte indecentă. Tu-ți dorești o familie, tu-ți dorești o soție. O soție nu are ce căuta dezbrăcată în absența ta și apoi mai ales la braț cu tine, da? În continuare, în momentul care se dezbracă în felul ăla, de fapt e o liceancă care iarăși nu știe ce vrea. Ea iară pescuiește după atenție. Odată cu asta, unde observăm aceste capcane de însătare sexuală dacă nu în pozele ei pe Facebook, Insta sau pune naiba mai stă? Nu mai spun dacă cumva are aplicația de Snapchat instalată, unde poate vorbi în secret cu alții fără ca tu să știi vreodată. Îi trimite poze cu bucile în timp ce tu îi declari marea iubire. Și dacă asta nu-i cireașa de pe tort, mă conduce la următorul punct, are prieteni bărbați, bro. Suntem în 2025 la naiba, ca tu să mai crezi aberațiile astea, înseamnă că încă n-ai înțeles multe despre viață. Am crezut că e destul de clar, dar eu încă mai am clienți la coaching, ferm convinși, nu, e doar un prieten. Bro, orice femeie echilibrată psihic și emoțional știe foarte bine că un bărbat îi caută fundul. Nu există prietenie, există doar anumite interese, dar nu prietenie. Și atunci, ea știe foarte bine la ce duce relația cu un bărbat în general. Și atunci dacă îți vinde ție povestea asta, se vede că te crede de prost, te ia de prost și undeva, probabil, tu ai dat niște semne că poți fi jucat în picioare în felul ăsta. Al patrulea semn, că mai bine o lași acolo în stradă unde e, este că dorește expres ieșiri cu fetele unde tu să nu participi. Și când investighezi puțin, punând întrebări legate de ce speră să obțină sau care e motivul concret, avem discuții așa între femei care ce vor să arate acest lucru, că sunt despre niște lucruri pe care tu nu ar trebui să le auzi sau să știi. La fel cum mulți bărbați spun că avem discuții ca băieții, ceea ce la fel este toxic și nociv, apropo. Dacă noi vorbim de relație, de familie, de căsnicie, lucrurile astea nu au ce căuta nici la bărbați, nici la femei. Pentru că relația, căsnicia, familia presupune că voi v-ați separat de aceste prietenii inutile, de prieteni, mai știu eu ce, ca de societate, începeți să construiți ceva împreună, să vă serviți unii pe alții reciproc. Deci nu au ce căuta ieșire la bere cu băieții, că aveți voi discuții la care femeile n-ar trebui să participe. Iar asta și invers validează exact la fel. Și desigur, ultimul semn că mai degrabă o lași în stradă e după ce, cum zic, ai o perioadă cu persoana asta în care v-ați spus niște lucruri, v-ați făcut niște promisiuni, v-ați împărtășit la pat și așa mai departe. Bă, dar contează, continuă să aibă postări pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe. Adică, în continuare are contul pe social media. Iar te întreb, folosește logica de grădiniță, nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Care este motivul pentru care încă face treaba asta? Pentru că există o foarte mare neîncredere și atunci pescuiește în continuare atenție. În continuare vrea să-și mențină opțiunile deschise. Dacă voi ați decis că într-adevăr asta vreți, o familie, o căsnicie sau, mă rog, relația a devenit serioasă, aveți 6 luni, un an de când vă întâlniți, păi băi, căutați căi să protejați acest lucru. Postând tot felul de căcaturi, voi nu protejați acest lucru. Voi doar vă deschideți la alte posibilități de a înșela și, de fapt, la un moment dat, probabil chiar asta faceți, fără să vă dați măcar seama. Deci, automat, ne dăm seama că relația, că zicea familia, bla, bla, e o decizie pe care o iei ferm, după care cauți toate metodele prin care să nu rănești acest lucru. Dacă ai un business, sigur, poți să ai contul în continuare, dar și acolo, poate îți vin de ideea că are un business și de asta continuă să posteze. Și acolo aș fi atent la care sunt comportamentele, orice altă interacțiune cu orice altă persoană. Ce înseamnă asta? Că iarăși a încetat să-și servească familia sau persoana de lângă. Tu ai nevoie de o persoană echilibrată psihic,
mental și emoțional. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, oh, dar stai să vezi ce o să-ți placă următorul, urmărește-l, neapărat o să te ajute și mai tare. Iar până data viitoare, pe fărăsnsv.ro, dragule, te întorci acasă.